Salutări, dragi pasionați de istorie pe YouTube și bine ați venit pe canal. Eu sunt Matei și astăzi vom discuta despre fotbalistul român din perioada interbelică, acuzat că a colaborat cu Gestapo-ul nazist. Trebuie să recunosc că în tinerețea mea îmi plăcea foarte mult fotbalul și eram la curent cu tot ce se întâmpla în Liga 1. Dar, odată cu timpul, interesul meu a cam dispărut și în ultima vreme nu prea mai sunt la curent cu fotbalul modern. Probabil și pentru că nivelul calitativ din România a scăzut destul de mult în ultimii ani. În schimb, a început să mă pasioneze tot mai mult fotbalul istoric, ăla de la începuturi, când se juca din pasiune și talentul era ridicat la rang de artă. În perioada interbelică, fotbalul românesc a cunoscut cea mai frumoasă perioadă a sa din istorie. În mare parte pentru că fotbaliștii își respectau suporterii și le ofereau ceea ce își doreau cel mai mult, adică spectacol. Și chiar dacă pe teren erau idoli, în viața de zi cu zi erau oameni obișnuiți, cu povești mai mult sau mai puțin controversate. Este și cazul lui Iuliu Bodola, care, deși a fost considerat de mulți unul dintre cei mai buni jucători ai României din istorie, pe plan personal a fost acuzat că ar fi colaborat cu Gestapo-ul. Dar, pentru a înțelege mai bine cum a ajuns Bodola să fie implicat cu naziștii, trebuie să înțelegem mai întâi povestea din spate. Și vom începe cu începutul. Iuliu Bodola s-a născut pe 26 februarie 1912 în Brașov, oraș care făcea parte atunci din Imperiul Austro-Ungar. Își începe cariera de fotbalist la vârsta de 16 ani la echipa locală Brașovia. La un an distanță, puștiul talentat se mută deja în Oradea și joacă la Club Atletic Oradea, sau CAO, echipa emblemă a orașului. Driblingul, viziunea, tenacitatea și subtilitatea în fața porții îl aduc în atenția naționalei și în 1931 primește prima convocare. Devine un atacant de bază atât pentru CAO cât și pentru tricolori, iar în 1934 joacă la campionatul mondial din Italia. La 3 ani distanță de această performanță, este transferat la echipa Venus București și primește un salariu uriaș. Se spune că primea atât de mulți bani la salariu, încât era nevoie de 2 polițiști care să-l protejeze în timp ce acesta mergea acasă la familia lui din Brașov. La Venus reușește să câștige 2 titluri de campion ale României și are ocazia să participe cu naționala și la campionatul mondial din Franța în anul 1938. Iuliu era adorat de suporteri, presa sportivă din capitală îl alinta Duduș, iar colegii lui de echipă îl simpatizau și admirau foarte mult. Fostului coleg de la Venus, Ilie Savu, spunea despre Bodola că era un bărbat elegant, prietenos și sincer. Îi plăcea să petreacă timpul cu colegii lui mai tineri, cărora le transmitea din experiența lui. Ducea o viață cumpătată și nu punea niciun strop de alcool în gură, băutura lui preferată fiind apa minerală. La inițiativa publicației franceze François, a fost singurul jucător român selecționat într-o națională a Europei care urma să joace împotriva Angliei un meci amical. Din păcate, meciul nu mai are loc pentru că începuse al doilea război mondial. În același timp, în 1940, după tratatul de la Viena, România este obligată să cedeze Ardealul de Nord Ungariei. Imediat după, Iuliu Bodola decide să se întoarcă la fosta lui echipă CAO Oradea. Doar că acum echipa se numea Nagy Váradi Athletic Club sau NAC Oradea și juca în campionatul Ungariei. Cu toate astea, echipa oradeană reușește să câștige campionatul și Iuliu reușește să-și pună palmares și un titlu de campion în Ungaria. Debutează și pentru naționala Ungariei, dar după terminarea războiului revine în campionatul românesc și semnează cu Ferrar Cluj, viitoarea CFR Cluj, unde va juca doar un an de zile. În 1946 pleacă definitiv din România și joacă pentru MTK Budapesta până la vârsta de 39 de ani, când se retrage definitiv din fotbal. Dacă e să tragem linie peste cariera lui și să vedem realizările sale, ele sunt de-a dreptul impresionante. Adică imaginați-vă că a deținut recordul pentru cele mai multe selecții la națională până în anul 1974, atunci când Mircea Lucescu îi depășea cele 48 de apariții în tricolor. De asemenea, timp de 58 de ani, a fost golgeterul all-time al naționalei României cu 30 de goluri înscrise. De-abia în 1997 îl depășește Gheorghe Hagi, dar chiar și așa rămâne al treilea cel mai bun marcator din istoria României, după Hagi și Mutu. Cât despre performanțele lui la nivel de cluburi, nici ele nu trebuie să fie trecute cu vederea. Vorbim despre 153 de meciuri și 112 goluri în campionatul românesc și 181 de meciuri și 85 de goluri pentru campionatul Ungariei. Într-adevăr, Iuliu a fost un fotbalist remarcabil al acelor vremuri, dar sportivul Bodola nu este același cu omul Bodola. Motiv pentru care trebuie să luăm în considerare și cum viața lui personală i-a afectat cariera. Totul începe imediat după terminarea războiului, când Iuliu este arestat
arestat de către poliția din Cluj pentru delicte naziste în perioada cât era jucător în campionatul Ungariei. Conform ziarului orădean maghiar Nepcarat, cu numărul 45 din 1945, proprietarul evreu al fabricii de încălțăminte Eterna, Filip Rosenberg, declara la poliție că a fost terorizat de autoritățile maghiare pronaziste. Acestea puneau presiune pe familia lui să-l treacă pe Bodola ca asociat la firmă, deși Filip nu-l cunoscuse niciodată pe fotbalist și nici nu avuseseră înainte vreo relație de afaceri cu acesta. Ulterior, cu sprijinul autorităților pronaziste, Iuliu intră în posesia întregii afaceri, iar familia Rosenberg este deportată în lagăre. Din fericire, familia a supraviețuit, fiind printre puținele care au rezistat lagărelor și s-au întors înapoi în Oradea. Imediat după această reclamație, apare și mărturia unei vecine a familiei Rosenberg, care spunea că atunci când au venit nemții în Oradea, Bodola era în serviciul Gestapo-ului și folosea deseori cuvinte injurioase la adresa lui Churchill și Stalin. Un fost coleg de-al său de la NAC declara și el pentru presă că încă din anul 1943, Iuliu se manifesta public împotriva evreilor, pe care îi dădea jos de pe trotuar atunci când trecea pe lângă ei. Pe 16 februarie 1945, ziarul orădean Viața Nouă preciza într-un articol că Bodola a fost în serviciul Gestapo-ului și a denunțat mai multe persoane, inclusiv colegi de echipă, pentru a-și însuși averea acestora. După eliberarea Oradei de puterile naziste, acesta a fugit în Cluj, unde a semnat cu echipa Ferrar, dar poliția a dat de urmele lui și l-au reținut în arest unde și-a aștepta judecata. Gazeta Sporturilor transmitea și ea pe 21 ianuarie că și presa din Budapesta se ocupă de cazul Bodola, care ar fi dat pe mâna Gestapo-ului mai mulți sportivi maghiari. Din păcate, ziarele nu au venit niciodată cu precizări legate de cazul lui Bodola, motiv pentru care nu se știe ce s-a întâmplat cu exactitate. Acuzațiile erau destul de grave, dar nu au fost niciodată clarificate de vreo instanță. Unele voci spun că cel mai probabil a beneficiat de celebrul decret de amnistiție generală din aprilie 1945 și că ar fi fost eliberat. Decretul a fost inițiat de ministrul comunist de justiție, Lucrețiu Pătrășcanu, și semnat de către regele Mihai I ca o măsură de clemență cu ocazia reinstalării autorității românești în Ardealul de Nord. După eliberare, din cauza problemelor cu legea, este vândut de Ferrar Cluj pentru suma de 15 milioane de lei. Știu, par bani mulți acum, dar atunci nu semna mare lucru. Imaginați-vă doar că pe vremea respectivă un ziar costa 500 de lei. Așa cum vă spuneam, va juca la MTK Budapesta și va rămâne în fotbal unguresc ca antrenor până în anul 1971, când se retrage din cauza unor probleme de sănătate. Moare pe 12 martie 1993 în Budapesta, la vârsta de 81 de ani. Acuzațiile din anii 40 la adresa lui Iuliu Bodola nu au fost nici până ziua de astăzi clarificate. Că despre cariera lui sportivă, marele Angelo Niculescu spunea că e unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile, peste Nicolae Dobrin și Gică Hagi. Voi ce părere aveți? A colaborat sau nu Iuliu Bodola cu Gestapo-ul? Este sau nu este cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor? Lăsați-mi în comentarii părerile voastre. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data asta și dacă sunteți noi pe canal, dați un subscribe și aprindeți clopoțelul ăla de lângă să vă stresăm cu notificări. Până data viitoare, ne vedem pe Facebook și pe Instagram, o să las linkurile în descriere și nu uitați, cel mai important, v-am țucat!